seara, doamnelor și domnilor! Hola, everybody! În această ediție a emisiunii noastre destinate vânzărilor vă prezentăm o invenție absolut revoluționară. Cu toții care suntem părinți știm că uneori multitudinea de jucării care de umplu cele mai intime spații ne deranjează. Ei bine, doamnelor și domnilor, compania noastră a inventat numai și numai pentru dumneavoastră jucăriile invizibile! De regulă invizibil, inventatorul nostru este pentru dumneavoastră astăzi în direct și perfect vizibil și o să vă explice punct cu punct în ce constă această unică și extraordinară invenție! Aveți cuvântul! Mulțumesc, doamne, sau doamnelor, sunt atât de fericit că în această zi minunată putem să facem știința o jucărie, așa, să facem, toată lumea a zis despre știință că ea este grea, așa, nu e grea deloc, nu, nu, ea este foarte frumoasă și putem să ne jucăm. Priviți aici, avem, să luăm cu grijă, avem această... Macara, e frumos. Bine, doamnelor și domnilor, această extraordinară macara invizibilă. Mai încolo că să nu rupi. E frăzit. Această macara este foarte frumoasă, da? Este complet autonomă și performantă. Am aplicat... am aplicat fizica cuantică într-o ecuație de Pareto pe două axe. Cu un pic de substanțe halucinogene ca să nu le mai vedeți, nu data, așa, și făcând particula lui Dumnezeu la o viteză extraordinară de 7G. Senzațional, doamnelor și domnilor, macara invizibilă, primii 5 care sună primesc o reducere de 50% la macara la jucărie invizibilă. Eu m-am chinuit ca să le dai tu la promoție? Hai să vă mai 700. Hai să-i convingem și cu un al doilea produs. Ai o jucărie și mai interesantă. Și mai interesantă. Cu siguranță am avut o jucărie și mai interesantă. Să o pun pe asta. Avem aici un trenuleț. Extraordinar! Sau deși, auziți și eratul trenulețului? Are niște pavoane. M-a căzut locomotiva. Se poate repara? Ușor, nu? Da, extraordinar! O jucărie care se poate repara ușor, deci nu faceți probleme, copiii noastre se pot juca în siguranță și dacă va căd... Nu găsesc locomotiva. Și nu pornește trenul, nu pot să fac demonstrații. Adică nu găsești. Nu văd. Vă rugăm să sunați la numărul oficial pe ecran și veți primi cu reducere de 75% să fie odată și ca domnul cercetător, 75% reducere pentru locomotiva invizibilă. Mai avem ceva pe un sac? Deci le dăm pe degeaba, nu? Pur și următoare, nu mai avem un sac. Un sac e invizibil, nu? Eu le pun aici pe stativ. Să vă țin sacul, da. N-am mai sac, tu n-am. Ce avem acolo? E pentru fetițe. O jucărie pentru fetițe, domnilor și domnilor. Haideți să vedem. O păpușă. O păpușă extra. Dar cât e de frumoasă. Uitați, domnilor și domnilor. Mănunzi, disfați un pițulul usului și o pune un funduleț. Extraordinar și în funduleț. Da, tu. Avem și hăinuțe pentru ea. Și lenjerie intimă, uitați, doamnelor și domnilor, extraordinar! Cum se mută pe ei? Vorbește? Dar nu se aude că nu se vede. Ok. Nu se vede, nici nu se aude, nici nu... Dar ea face de toate. O descoperire revoluționară, păpușa care nu se vede, nu vorbește, nu aude! Și să se umflă! Că nici aerul nu se vede! Așadar, o jucărie numai bună și pentru tați, nu numai pentru copii! Nu, pentru tații mai mici, că nu se face așa de mare. Pentru tații mai mici avem jucăria invizibilă! Invizibilă! O să alerge dezbrăcați cu casă ăștia după ce ia păpușa! O vindem copilor sau taților? Că deschidem linie separată!
Nu, noi să le vinde cu, la ce țapă le dăbă, stai, la ce invenție... Călăjor, sunt anunțat în cască că deja s-a blocat pur și simplu linia telefonică pentru păpușa invizibilă. Atât pentru azi, ne întâlnim săptămâna viitoare cu alte și alte jucării invizibile. Păpușul mai mare nu faci tu invizibil. Suflim mai mult, suflim mai mult.